Așadar, suspendată de judecătorii de la Tribunalul București, greva angajaților de la Societatea de Transport București continuă și în această dimineață. Colega noastră, Alexandra Popescu, e chiar acum în legătură directă prin telefon cu noi. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Alexandra! Ce noutăți ai? Bună dimineața! Bună dimineața! Iată, noi suntem în continuare la Societatea de Transport Public București, unde l-așteptăm pe primarul general Nicu Șordan să iasă la declarație. El este aici la sediu de la ora 6, încearcă să discute cu cei de aici de la STB și să rezolve problema grevei, însă se pare că sindicaliștii STB sunt ferm pe poziții, vor continua greva astăzi, așa cum au și anunțat, și se pare că aceștia vor să continue greva și mâine, nu vor să se lucrească până ce directorul STB nu va fi demis. Sindicaliștii STB sunt supărați pentru că, spun ei, societatea ar urma să intre în insolvență, iar acest lucru ar însemna chiar să își piardă mulți dintre ei locurile de muncă, vor un contract colectiv de muncă și, de asemenea, cel mai important, vor majorarea salariilor cu cel puțin 15%. Așadar, deși tribunalul a decis ieri că greva este ilegală, aceștia continuă, iată și astăzi. Primarul general spunea că cei care continuă să nu meargă la muncă astăzi vor răspunde penal din această cauză, ba chiar vor trimite executorii judecătorești în depouri pentru a informa pe angajați că trebuie să își continue activitatea. Care vor fi concluziile acestei întâlniri? Vom vedea din minut în minut, îl așteptăm pe primarul general Nicu Șordan. Cert este că directorul STB îndeamnă pe angajați să iasă pe traseu și să își continue treaba, pentru că din cauza aceasta, iată, traficul este din nou paralizat în București, iar oamenii trebuie să-și desfășoare. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, Alexandra. Revenim în momentul în care ea va avea mult mai multe detalii legate de declarațiile pe care le va face Nicu Șordan în urma acestei întâlniri. Da. Și continuăm lucrurile care ne dor să le...